Alo, da? Bună ziua, domnul Constantin. Fiți amabil, Cezar Petrescu de la Experimentul Ehliu. Suntem un cotidian local aici, pe zona Ehliu, Dor Mărunt. Fiți amabil, o secundă vă țin. Vreau să vă întreb de 8080 Fashion SRL, firma la care soția dumneavoastră, fosta dumneavoastră soție, este contabil. Având în vedere elementele apărute în spațiu public, vreau să vă întreb dacă aveți cunoștință de reeșalonările la plată ale acestei firme făcute pe vreo 70 de ani reeșalonări. Nu e pe 70 de ani. Oricum vă răspunde, dacă ne scrieți vă răspund, nu pot să vă spun, că maximul e 60 de luni pe 5 ani. Maximul, nu există mai mult, așa sunt prevederi legale sau acum se fac simplificate pe o perioadă de un an, de când cu pandemia, pentru debitele care au luat naștere în perioada pandemiei. Deci cei care au probleme le face cu un an, așa e legislația. Păi conform informațiilor pe care noi le-am primit din ANAF Lehliu Gară, de la dumneavoastră, domnul Constantin, această firmă avea în 2018 359.916 lei datorii și i-ați calculat o rată de rambursare de 802 lei pe lună. Nu este adevărat? Nu este. Dar este firma gestionată de fosta dumneavoastră soție. Da, dacă scrieți, vă răspundem tot, nu-i problemă. Ne răspundeți, nu? Da. Uh-huh. Și ne puteți da și o listă cu toate firmele care au datoriile reeșalonate? Ieși, nu știu dacă putem, dar faceți o vârstie. Chiar nu știu să vă spun că nu. Nu, am înțeles. Pe felia mea, interesul informațiile astea de protecția datelor care este personal, chiar nu știu să vă spun. Personal. Uh-huh. Am înțeles. Bine, haideți că așa o să facem. O să vă facem și o hârtie oficială prin care o să vă solicităm informații. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Constantin. Oricând, cu mare plăcere. Sănătate, la revedere. La revedere.